Well, ladies and gentlemen, iată ne ajungem la cea mai importantă secțiune a Oscarului, premiul pentru cel mai bun actor pentru filmul Terminatul 2. Se acordă Oscar actorului Arnold Schwarzenegger. Îl meritați cu prisosință. Ziceți o replică celebră. Hasta la vista, baby! Felicitări, Arnold Schwarzenegger! Alo! Statuia, că nu mai avem alta. Nu mai avem alta. Două pe aia. Și acum premiul pentru cel mai bun actor dintr-un desen animat. Se oferă lui... Pokémon! Dumneavoastră sunteți regizorul filmului Pokémon. Nu, eu sunt Pokémon, să moară mama! Păi stai, domne, puțin, Pokémon e cu desene animate, nu cu actori. Și care e diferența? Pokémon, felicitări! Bravo! Alo! Păi ce faci, fugi cu ea, ai plătit? Și acum un premiu special pentru filmul Salvați-l pe Willy. O găleată de pește pentru balena Willy! Îi duci dumneata găleata asta de pește lui balena Willy? Nu cred că mă are nevoie acolo unde o fi. Păi unde e? Îmi fu foame și l-am mâncat. Să știi că... Bun actor ăsta, mi-a intrat la suflet, da? Hai, du-te, domnule, de ce am răzut, m-a stricat Oscarul. Și în sfârșit, pentru rolul lui James Bond, se acordă Oscarul domnului Pierce Brosnan! Yeah! Good evening! Excuse me, cine ești dumneata? Bond, George Bond. James Bond. Noroc, James, om fi rude, a? Dom'le, nu te cunosc, domnul, te-am văzut în viața mea. Ce cauți aici? Noi îl așteptăm pe Pierce Brosnan. Păi băi, îți dai seama ce bine m-am deghizat. Nici măsa care m-a făcut nu m-a recunoaște, înțelegi? Dumneavoastră sunteți Pierce Brosnan. Aha. Doamne, ce mare actor, ce transformare, domne, nu-mi vine să cred. Uite, până și expresia feței așa, cum puteți, domne, să mimați prostia așa de veridic? De... Fantastic. Nu puteți să mimați inteligența, măcar două secunde. Bă, să încerc, este... Nu-mi iese, bă, acum m-am antrenat prea mult pentru rolul ăsta de prost, a? Ca să pot să ies așa deodată. Zi acolo ce vrei să mă întreb. Mă rog, vreau să vă întreb mai multe. De exemplu, ce reprezintă costumul ăsta care... Am jucat acum într-un nou film polițist de românesc despre un polițist celebru român și foarte inteligent. A, deci ficțiune, da? Exact. Da, cred. Și cum se numește personajul pozitiv? Garcia, James Garcia. Așa, și personajul negativ? Garcia. Negativ, domne? Garcia, Matilda Garcia, nevastă mea, înțelegi? Ai văzut tu nevastă pozitivă în vreun film, eh? Vă rog frumos, povestiți-ne câte ceva despre cariera dumneavoastră. Da, cariera mea a început acum 10 ani în spatele blocurilor, la 2 metri, plină de excavatoare și de buldozere, în care scoteau nisip cu găleata. Cariera cinematografică, domnul Bond. Am jucat în nenumărabile filme cu actori care s-au proiectat pe pereți cu ziduri. Ce filme? Film cum ar fi Tăierea mieilor. Tăcerea mieilor. Logic, prea behăiau și trebuia să-i taie ca să nu vorbească. Și... Stai puțin. În Tăcerea mieilor a jucat Anthony Hopkins. Da, dar în rolul la Anthony Hopkins cine a jucat?
Dumneavoastră! E, și ziceai că prezentatorii sunt proști, a? Te-ai prins! Bravo, domnule! Cât, lasă, că și așa. Cât timp ați filmat la tăcerea mieilor? Păi să calculim, așa, începem din martie până la prima, până la sfârșitul filmărilor. Multă perioadă. Extraordinară. Da, oricum, tot James Bond vă caracterizează. Da, mă caracterizează. Spuneți-mi, în Goldfinger. Goldfinger, da. Când v-a trimis în misiune. Misiune, da. Mă țineți minte cum... Da, mi-am băgat picioarele în ea de misiune și m-am dus să văd filmul ăla, de cum... Goldfinger, ăla, cum, sau cum i-a zis. Goldfinger, da. Păi așa, cum, n-ați jucat în film? Cum să nu? Am jucat de la început până la sfârșit, am făcut 8400 de puncte. Ce puncte? Cum ce puncte? Puncte de Tetris, că am jucat Tetris tot timpul filmului. Înțelegi? Stai, domnule, puțin, dumneata, sigur ești Pierce Brosnan? Și dragă mă, dacă eram Garcia, nu făceam nici 1300 de puncte, mi-a spus. Bun, și pentru lumea care vrea să știe, cum v-ați dat seama, nu acum, ia-l dumneavoastră, nu Vilian, cum v-ați dat seama că personajul negativ era spionul rus? I-am cerut buletinul și n-am înțeles nimic din el, înțelegi? Scria în rusă, în buletin. Putea să scrie în orice limbă, pentru mine tot rusă reprezintă. Mă rog, dar... Cum ați reușit să opriți racheta aceea care... A, racheta, bineînțeles, când l-am văzut pe Agassi că vrea să servească, i-am zis, dă bă, băule, racheta și husa. Și imediat am... Nu înțeleg. Fă-te polițist, nicio problemă. Domnul James Bond, dacă tot am avut onoarea și bucuria să vă cunosc, îmi dați și mie un autograf, vă rog frumos. Ce să-ți dau? Un autograf. Bă, mai mult de ce mă vezi îmbrăcat n-am la mine. Și ăștia este haine luate de la stat, trebuie să le dau înapoi la pensie, n-am cum să îți dau un... Domnule, autograf, să-mi semnați pe o foaie, să am și eu o dovadă că v-am întâlnit, să mă laud că v-am întâlnit. Băi, ăia care s-au lăudat că m-au întâlnit, primul la care s-a lăudat a fost doctorul de oase. Vrei motive de laudă? Nu, nu vreți, măcar o poză cu dumneavoastră, dar și mie. Poză, dar uite, ia-o pe asta din buletin, că nu mai trebuie. Domnule, poate vă mai trebuie. Nu mai trebuie, bă, că am învățat-o pe de rost, dă-o dracu. Păi, domnule, dacă vă cere un polițist buletinul, ce-i faceți? Bă, orice polițist ți-ar cere buletinul, poți să-i dai orice, că nu se uită din el decât din snobism, să nu zică lumea că e proști, înțelegi? Ți s-a întâmplat dumitale așa ceva? Păi, astăzi, în intersecție, am oprit 20 de buletine și m-am dus la secție, mi-a spus că 15 erau cartele de metrou și 7 erau pachete de țigări goale. Mă rog, dar, domnul Pierce Brosnan, o țară întreagă, imediat, o țară întreagă este cu ochii pe dumneavoastră. Mulțumesc. Spuneți-le ce replică vreți dumneavoastră, din ce film credeți că v-a plăcut mai mult? O să încerc acum, dar... Ce emoții am să mă... Hai, nu se poate, hai, vă rog frumos să-l încurajăm, hai, curaj, uite, lumea vă aplaudă, așa. Ok. Fii atent. The end. Ce e asta, domne? Bă, dar prost ești. Ea mai celebră replică în toate filmele la sfârșit. N-ai văzut-o? Vai de capul tău. În câte filme ați jucat? Păi, în mii. Dar noi cunoaștem doar 15. 15.000 de filme. 15 filme păi, sunt cu James Bond. Atâta știți voi că le-am filmat pe restul într-o țară de care nici măcar n-ați auzit. Brazilia. Ce Brazilia? Aia e țară? A, de asta n-am auzit nici eu. Nu, altă țară, băi, România. România, există România? Din păcate, da. Mă rog, spuneți-ne câteva titluri din filmele în care ați jucat. Păi e un film în care am jucat, s-a intitulat Infractorul care mă enerva că se uita la mine prea fix și i-am dat 20 de pulane peste ceafă. Nu vi se pare că am lung titlu? Da, este lung, dar eram și eu foarte nervos și de asta i-am pus titlul. Mă rog, alt film? Am mai jucat în Aventuri cu nevasta capitanului, partea întâi. Păi, sunt două părți? Nu, sunt 7, că a lipsit o săptămână de acasă. Păi, domnule, dumneata, deja cred că ești celebru în România, ești vedet acolo în România. Păi eu când trec pe stradă se oprește lumea, șoferii din mașini încetinesc să mă vadă, eu îi salut cu năseara, ei mă salută cu n-au ochifteași, nu l-a permisul, înțelegi?
Fantastic! Extraordinar! Vă dați seama, sunt multe vedete ca dumneavoastră acolo în România. Și vorbește, în fiecare intersecție, două, trei vedete cu diagonală. Ce îmi spune? Domnul James Bond, eu bănuiesc că în România, acolo, locuiți într-o vilă superbă, domne. Da, locuiesc într-o vilă cu două etaje, 18 camere, bulău la subsol. Este... Poate bungalău. Așa, bungabulău, de la cu gratii, cu ăstea. Cu gratii? Gratii, la ferește. Să nu intre hoții. Nu, să nu iasă hoții. Perfect. Hai, bă, dă statuia, hai. Da, hai, da, luați-o, cineți-o, păstrați-o, felicitări-o, meritați, dar vă rugăm și noi ceva. Ne. Citiți dumneavoastră nominalizările pentru cel mai bun film al anului. Poftiți. E o onoare pentru noi. Da? Nu-i nevoie de foaie, vă spun din memorie care sunt filmele, adică Ciocăritoarea Udilei, Știrile, Sport și Vremea. Citiți totuși de pe foaie. Dacă insistați. Băiatul de la Xerox. De la cablu, domne. Nu, nu, băiatul de la Xerox, să vină să-i dau foaia asta, să o împartă la toți, nu mă mai obosesc eu cu cititul, că mă și enervați acum la asta. Stai, domnule, citește, domnule, aici. Citește aici. Bine. Ce, nu știi să citești? Bă. Dumnezeu, fii atent aici. Locul întâi și acordă filmului Oscarul de aur din aramă. Ce aramă, domne? Cum Oscar de aur din aramă? Păi tu de ce crezi că am venit aici, mă? Crezi că nu m-am prins, că ai furat aurul din statuie și ai pus în loc aramă? Domnul... Ce? Domnul James Bond, vă rog frumos, asta e o insultă gravă, adică am furat... Păi, eu... James, e măta Bond, e tatăl. Eu sunt Gabriel Garcia, de la Interpolul Poliției Române, așa că ești arestat. Hai! Stai, numai puțin, o curiozitate. Cum v-ați dat seama că am furat aurul și am pus aramă? Păi, bă, când m-ai pus să citesc aia de pe foaie, mi-a transpirat mâna de la prima literă și a coclit bronzul. Hai, tai. Hai, deci. Și acum să vă citesc eu lista cu adevăratele premii Oscar. Locul întâi. Lucian Mândruță și Silviu Brucan pentru Mumia 2. Sunt în sală aici, nu? Acolo, numai bine. Teo și Tanța pentru Jack și Grăsanu. Salut, Teo, bună, Tanța. Andrei Gheorghe pentru Lista lui Schindler. Bună. Concurenților de la Lanțul Slăbiciunilor pentru Pierduți în Spațiu. Mihaela Tatu pentru Interviu cu un vampir. Emanuel Isopescu pentru Missing in Action. Salut, Emanuel. Vecinul Mitică și Frankfurt pentru Întoarcerea cadavrelor vii. Leana pentru Frumoasa și Bestia. Costel pentru Ultimul American Virgin. Axinte pentru filmul Fălci. Și în sfârșit învigătorul nostru din această... And the winner is... Lila pentru filmul Godzilla. Thank you very much. Thank you. And the winner is...